Dragi surori și frați în Hristos, sărbătoarea Paștelui este pentru noi creștinii, indiferent de confesiune și rit, și indiferent de data când o sărbătorim, cea mai mare și cea mai importantă sărbătoare. Este sărbătoarea sărbătorilor, sărbătoarea mântuirii noastre. Toate celelalte sărbători din timpul anului își găsesc explicația în această mare sărbătoare, Paștele. Dar când spunem Paște, nu trebuie să ne gândim doar la înviere, ci la întreg misterul pascal, acela pe care îl proclamăm la fiecare sfântă liturghie din timpul anului, atunci când spunem: moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Etimologic, Paște vine de la ebraicul Peșah, care se traduce cu trecere, adică trecerea lui Iisus de la moarte la viață prin înviere. Iată ce înseamnă Paște. În scrisoarea pastorală de Paște din anul acesta, 2022, am luat ca moto cuvintele din evanghelistul Luca, din capitolul 24, versetele 5 și 6. De ce îl căutați pe cel viu printre cei morți? Nu este aici, a înviat. Adică a trecut de la moarte la viață prin înviere. Nu este aici, a înviat. Aceasta este vestea minunată pe care au primit-o femeile care se îndreptau spre mormântul lui Iisus în dimineața de Paște și care nu încetează să răsune și astăzi și să vestească lumii biruința iubirii asupra urii, a binelui asupra răului, a vieții asupra morții. Nu este aici, a înviat. Aceasta este vestea care continuă să aducă mângâiere și speranță în inimile tuturor acelora care cred și se lasă transformați de prezența și iubirea Domnului înviat. Nu este aici, a înviat. Aceasta este vestea centrală, inima și esența credinței noastre creștine, în jurul căreia gravitează și din care se alimentează întreaga existență a Bisericii peregrine pe pământ. Mesajul de Paște, dragi surori și frați în Hristos, este un mesaj de bucurie, de lumină și de speranță. Și chiar dacă trăim într-o lume tot mai amenințată de ură, discordie, război, bol de tot felul, neputincioși în a le face față, doresc ca acest mesaj de lumină și de speranță al învierii Domnului să ajungă la toți oamenii de bunăvoință. Desigur, în primul rând, la credincioșii bisericii noastre locale, mai ales la cei care trec prin noaptea suferinței, a singurătății și a neputinței. Învierea lui Hristos să ne întărească pe toți în momentele de încercare și să ne dea tuturor bucuria și mângâierea prezenței sale. Împreună cu preasfințitul Petru Sescu, episcopul nostru auxiliar de Iași, cu preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, cu toți preoții de la episcopie, vă dorim tuturor sărbători pascale binecuvântate. Lumina, pacea, bucuria și iubirea celui înviat să vă inunde sufletele, familiile și viața și să vă însoțească mereu. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Aleluia!